arătăm așa de anticomuniști. Nu o să renunțăm! Soarta României este într-o singură direcție. Trebuie de grabă să intrăm în Europa. Nu vrem să mai rămânem un regim semi-asiatic, cu despoți, cu președinți autoritari. Ne trebuie un regim într-adevăr democratic, un parlament care să ne reprezinte, cu deputați care să dea socoteală alegătorilor pentru ceea ce fac ei în parlament. Nu niște marionete manipulate de guvern pro-comunist. În seara zilei de 22 decembrie s-a întâmplat un lucru pe care nu l-a dorit nimeni decât câțiva membri ai nomenclaturii. Oamenii se aflau în stradă, încă dădeau victime, se frăgea. Va trebui odată să aflăm și cine a tras după 22 și o să aflăm. Profitând însă de aceste împrejurări sau chiar organizându-le, pentru care cred că într-o zi va trebui să judecăm ce s-a întâmplat cu exactitate, reprezentanții ai fostei nomenclaturi comuniste, după ce mai încercat să le și alte guverne, am fost în clădirea Comitetului Central și știu bine aceste împrejurări, au reușit să ajungă la putere. Au reușit să confiște Revoluția. Aș spune că nu i-am primit cu rea credință. Oamenii au sperat că acești oameni, cum este și domnul Iliescu și Roman, vor reprezenta interesele Revoluției. Am constatat însă, în 28 și 29 ianuarie, că nu sunt reprezentanți autentici ai Revoluției. De-aia suntem noi aici. Noi vrem Revoluția să continue până la o adevărată